Оволю! Ducred! Ready? Hai băiatul meu, că ți-am pregătit niște poze de n-a văzut Parisul. Yo, salutare fraților, ce faceți, cum sunteți? Bine v-am regăsit la un nou vlog. Uite, l-avem aici pe Cheluțu și pe Dorian. Nu te-ai supărat că este primul? Nu, ce mă, faci, mă, frumosul? Ai grijă cu apropierile astea cu Cheluțu, să nu-ți facă de vierea încă o dată. Aoleu, că nasul este sensibil. Bine, fraților, am revenit cu un nou vlog din seria Ghicește Vedeta. Astăzi l-avem pe Dorian Popa și eu zic să-i dăm drumul, că nu stăm la pălăvrăgeli, pentru că noi tacem și facem, sau tăcem și facem. Cum vrei tu, tata? Am o poză genială de început. Încep eu, te rog. Te rog frumos, începe. Nu încep tu, da? Nu. Ești pregătit? O arăți acolo sau o uploadezi tu după? O uploadăm după. Da, uite, o să arăt că pentru transparență totală. Asta e Romania? Deci ai o singură variantă de răspuns, da? Una. Nu, băiatul meu, mergem pe... Nu te uita în telefonul meu, bă, ți arăt și dovada imediat, ca să nu crezi. Este vorba de Mihai Bendea. De adevăr că când îți arată omul un cheluțu, Gioluțule, de ce să te prinzi, e întrebarea. E una-una? Una-una. E pasă-pasă? Hai. Da, una-una. Bun. Hai că mai am niște pregătite pentru tine de nu te... Băi, mă, Cheluțule, nu-i voie, mă. Eu încep foarte așa, nu știu. Nu? Eu n-am fost foarte inspirat. Un abdomen și o mână. Iuliana Beregoi. Bravo, uite. Au! Păi băiatul meu, cum am scos piesă împreună, ești nebun? Ascultați piesa, Gionuțule, Timpul. Ia, o aveți și în descriere. Mi-am dat seama, știu ce mi-am dat seama după top, după bluză, că-i cunoșteam bluza. Eu sunt? Tu ești, îți dau ceva în forță? Haide. Ești pregătit, da? Hai de capul, numai din astea ai tu să-mi dai. Mamă, cum le-o căutat. Trebuie să spun un lucru, nici nu știam cine e, am găsit poza și m-am uitat, zic, mă, cine e? Mamă, păi acum știi, nu? Acum știu, da. A, deci e ok. Păi, nu știu, după freză știu că... Gata. Tataie de la Virgin Mafia. Nu cred! Păi eu știam că are o dintr-o freză, deci el e. O are de ceva vreme? Da, da, da. Mă, eram așa fericit, da, tataie, ești nebun. Păi uite, nu știi că el este neacreastă și acum cum i-a crescut părul nu și ne întâlnește. Nu știu, frate, că nu l-am mai urmărit de mult, a căutat și eu poze cât yes! mai... Yes! Cât mai crazy, stai așa să-ți arăt unde e că nu l-am găsit. Bă, John, eu nu știam că ăsta e tataie, mă, de la Mafia, de pe vremea mea, mă. Tata Vlad, mă. Tata, hai, tu ești, hai! Eu sunt, așa, next! Cheluțu, vine aici, hai, stai cu minte, lasă-ne să filmăm și noi. Acum, eu le-am dat simple, jur, nu știu, e seria mea, dar, na. Bă, dar tu chiar ești dulce, mă, e Dia, mă, nebunule, că-i văd dreadurile acolo, dar nu știam, are tatuaj pe, ce scrie acolo? Are o tonă de tatuaj, nu știu, aha și aha, e ceva. Ce scrie, pastă de dinți? Nu știu, da, dar este Dia. Bravo. Bine, stai că vin eu cu ceva acum. Nu, asta că vin și eu, următoarea e puternică. Vin eu cu ceva competitiv, stai liniștit, ia joc-o bine, pe asta. Bine, bine, haide, 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 aștept. Stai un pic pe loc, nu te mișca. Asta s-ar putea să o știi totuși. Asta e recunoscibil. Hai mă că ți-o dau pe asta să vedem. Da, negru. Da, mă, frate, e ușor să te prinzi că e, da, bă, negru. Fruntea și freza lui Dan Negru sunt de negreșit. Eu hai, mai ales cu mine, eu stăteam. Deci cât avem? Ai 3, eu 2. Da? Nu? Cred că, nu? Vedem, vedem aici la edit. A, bine, vezi la edit, hai. Ia, poftim. Te tun aici. Îl știu! Ăla din brigada câț. Da, sigur. Lasă-mă un pic, care nume de virus sau de ceva medical. Bacil! Nu. Nu? Ești gata? Da. Te dai bătut, așa? Da, păi, dar am o singură variantă. O, văd, da, brigada, am ghicit-o. Păi, a, din brigada... Păi Bacillus, Bacil, nu? Da. Păi vezi eu, am văzut un fel de... Nu. Urmarea acestei freze a fost Bacil, zic eu. Este The King. Da, bossule, The King, hai. Eu sunt, da? Da. Stai așa, să pregătesc una bună. S-ar... nu e ok aici, mă. Perfect. Oulu! Următoare. Oulu! Gata? Mamă! Mă, ce bine! Sunt gata haine de la Babs, mulțumesc frumos! Hai că-ți dau altceva, ia. A, păi e simplu, nu? Știi poza? Alex Velea. Exact! Păi, nu, dar tatuajul de pe mână cu asta, zic, mă, copilașul. Da, asta e ce să mai, copilașul este exact Albert Năbână. Alex Velea e simplu, copilașul! Mă, și m-ai făcut să crezi că el e! Ce copilaș ai văzut, mă, stai să mă uit și eu. Uite, mă, ce s-a luat copilaș pe mână, mă. Nu știu, mă, că nu m-am uitat, mă, n-am văzut, mă, că nici asta nu știam cine e. Am văzut poza și zic, bă, cine e aici? Ok, hai, bun, așa te vreau, băiatul meu. Tot Alex așa, Velea, everywhere. Na, pe asta e simplă. Ia.
Cum, mă, băiatul nostru? Vezi, o dăm din Albert în Albert, băiatul meu. A, bitată, nicio... Când văd freza aia de Justin Bieber, așa... Bine, și este și o poză cu 200.000 de like-uri, adică n-ai cum să nu... A, o are pe feed pe aia? Da, da, 200.000. A, mai am una bună pentru tine. Are șapcă mereu. Nu știu, n-am văzut asta, băiatul meu, e de-al tău. Te rog să te uiți atent, să nu te grăbești. Niciodată, nu. După cum vezi, acest zoom este ca și cum un fel de SVGA, un 800 cu 600, așa vezi numai... Camera de față de la vezi numai pătrățele. Zi un nume. Nu zic niciun nume, că nu-mi vine nimic. Păi nu-mi zi este... ceva, că nu jignești pe nimeni, ești nebun. Lino. Nu, te-ai gândit la Bero. Ia vezi băiatul meu. Oh, nane. Nane. Bă, nu am stat niciodată de vorbă, dar... Dar vrei să spun un lucru? Nici din poza asta mare nu te prea prins că-i nane, îți dai seama după hâțul din mână și după mâță. După mâță. Și după hâțul din mână, că nu oricine apare cu de-astea. Dar eu tot simple am dat. Eu sunt, da? Am și eu niște simple, dar le-am lăsat pe mai încolo, măcar. Ia. Acu' este această brâncă. Știu poza, că altfel nu mă prindeam. Uite cum ține mâna în buzunare, ești nebun. E Shelly all the way. I-am cumpărat trainingul ăsta, că mi-a plăcut. Da, mă, foarte frumos. Ce? E patriot, așa, mi se pare că e... Dar nu că are roz, că nu era cu echipa României. Așa au scos. Dar seamănă un pic, nu, da, dau da, seama da, că da. Nu e de la România, dar trage un pic. Când am vorbit, a zis, parcă ești mutul de la echipa României. Păi asta zic, seamănă un pic cu ce am avut noi. Hai să-ți dau una bună, nu? Da, da, da. A, dar următoarea, toată lumea a căzut în plan. Hai că asta e simplu. Zbâr? Da. Da, ce mai zis ai dat seama după... Zbâr. Știi? Zbârwick. Oh, fuck, shit. Am cropuit aiurea, nu mi-am dat seama că se vede pe tricoul aia. Oh! Îi cunosc mărciul, dar stăm aproape zilnic în foarte bine, mă, luați mărciul lui Zbâr, că e băiat de treabă. Așa. Hai, bun, eu sunt. Asta, toată lumea a căzut în plasă. Așa. Vreau să văd dacă o să cazi și tu sau dacă vei ști. Ia. Mâncați-și gura ta, asta e mâna lui Emma Uta, de-aia cazi în plasă. Da, da. Fiindcă e make-up-ul asemănător. Machiază într-un mare fel. Bă, mă, și-o și discromați, nu văd culorile. Bă... Am două variante, o să fac și eu cu un pic palpitant. Ți le spun pe amândouă și aleg imediat. Bun. E ori Antonia, ori Delia. Dar sunt curios care dintre ele e. Merg pe Antonia. E Antonia? Nu. E Delia? E Delia. Toată lumea, deci toată lumea a căzut. Wow, mi s-a părut cea mai tare poză din seria asta. Toată lumea a știi de ce Antonia. Știi de ce am greșit? Pentru că nu văd culorile, că dacă vedeam culorile îmi dăm seama, pentru că Antonia e revers și Delia albaștri, nu? Da, oricum greu îți dai seama aici. Mamă, bă, și am vrut să zic Delia, știi ce m-a indus în eroare? Fii atent, dă pe poză încă o dată, dă pe zoom. Vezi șuvița asta de păr din corp de aici? Da. Mi s-a părut că e și Atena, nu blondă. Dacă că-s vârfurile Deliei. Ah! Hai, eu aia e, tu ești. Mai am și eu ce cred că este în continuare bun, deși s-ar putea să știi poza. Da, hai, mergem pe încă. Nu, hai, nu, hai, mai-ți dau mai... Merg mai risky. Ia vezi aici. Am dat-o bine? E foarte bine, nu știu. O să zic Andy Popescu, dar nu... Ah! Tu te poți dai prins, mă? Pe bune? Că-i spic. Bă, da, bă, deci e... Ia uite-l pe al nostru băiatul meu, varianta Dubai. Tot așa mi-e inima când zice, da mă, că ai știut, dar după aia am nervii toate. Hai, tu ești, chiar începe să-mi placă, stai nebun? Bun, bine, hai, acum eu chiar îți nebun. La mie n-aș fac, că am rămas cu ușoarele, zic. Acum sunt mâinile astea. Dăm să studiez. Chiar am zis despre poza asta ceva. Bă, bă, zici că e nevastă mea, dar nu-mi dau seama. Da, eu zic că e babs. Ia e. Babs e? Ia e. Știi după ce mi-am dat seama? După manicură, mă. Ce, nu-i babs, nu? Ba da. Babs e, mă, în poza din Dubai, nu cred. Ce bulan după manicură mi-am dat seama, că nu-mi dădeam seama. Pentru că știi ce? Am pus-o la slăbit, băiatul meu, stai să nu ne audă. Și nu mai sunt mânuțele așa mai dolofănele, știi? Uh-huh. Și zic, nu să fie ea, dar manicura e inconfundabilă. Și chiar ziceam, dacă îi dau babs și nu recunoaște. Îți dau și eu unul ușor, fii atent, sunt drăguț cu tine acum. Bun, hai. Ah, dar cum să nu? Aici este Bebe și acolo este Irina? Da, de acolo. Urmăresc. Doamne ajută să străiască. Urmăresc, Doamne ajută. Prințesa Bijuteria. Tu ești. Na, păi... Mai am două. Acu este acest braț. Bă, sunt români toți? Nu știu. Și că nu știu, uite, nu s-a uitat. Bă, frate, cine este așa pompat? Nu, că ți-ești gura ta. Deci nu știi dacă-s român? Ba, toți. Știu. Nu știi dacă-s, adică poate să fie și internațional? Nu, e român. Andrei Deiu. Bingo.
El. Păi tot. El era? Da, el. Bă, dar știi de ce m-ai indus în eroare? Cred că l-ai prins la antrenament de brațe și umărul, el are umerii mai mari, mai, dar aici era, fiind la antrenament de brațe, s-a pompat bicepsul și pare umărul mai mic. Și zic, bă, poate nu-i Andrei. Mamă, Chiluțu, ce faci? Îl pupăm pe Chiluțu, tati. Do not regulate. Aici, vin aici. Vin aici. Tu urmezi, nu? Eu sunt, da, mai am două mai ușurele, dar sper să meargă. Ia, fii atent, stai mai aici, Chelule. Nu te uitam. Da, nu m-am uitat. Deci una este flagrant de ușoară, am să o las ultima. Așa că merg pe asta, dar s-ar putea să te prinzi, like, fac cu ea eu, ești nebun. Shelly cu domnul polițist. Da, frate, că-i sacoul ăsta, numai Shelly poate să poarte sacoul ăsta la 20 de ani, ești nebun. Mamă, da. Da, Shelly, uite. Shelly cu domnul polițist. Sunt supărat că următoarea e și mai ușoară, ești nebun și la asta ai răspuns într-o secundă. Avem aici un turban, sau așa se numește. Montrey, all the way! Ele. După vorbița aia nebună. Bine, și eu îi dau prietenii lui. Oricum, văd că și tu ți-ai lăsat mai pe la sfârșit astea mai ușoare. Nu, cam una de... Ce naiba fac eu cu asta aici? N-am ce să fac, hai, îți dau ca să te ajut, că ești fratele meu. A, bine, dar ce e în spate acolo? Păi după aia mi-am dat seama, ești nebun. Eram atât de fericit că are mască și că fac cropul. După aia am văzut că aici e semnul mașinii, aici e mașina, like... Și cum era să zic? Bă, flop total. Da, antipop, nu, nu, las, așa. Hai, nu, ce mai gata, hai. Antipopescu. Și mai, și mai tu una, a, că am început eu, nu? Foarte puternică ea. Ia. Și și el i-a greșit-o, zbârci gamină. În cazul în care te pensai masiv, stai, nu, lasă-mă un clip. Da, eu zic că ești tu. Tu ești! Băiatul meu, dar... A, e poza alb-negru, mă, de-aia. Da, eu la 14 ani. Ce privire de model nebun aveai. Știi ce m-a indus în eroare? Mi-am dat seama că ochii au ieșit închiși la culoare din cauza faptului că ești în poza alb-negru. Așa. Dar erai, like, nu care n-aș fi făcut-o și eu când eram tânăr, mega pensat, băiatul meu. Da, știu, știu. Deci erai la linie, gagicile ar fi fost invidioase. Știu, 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 mă pensam. Dar mi-am dat seama, după ochi mi-am dat seama. Mă pensam, mă dădeam cu fond de... Nu, dar frumoasă, frumoasă poza și, filme, și, filme grele. Și bine și vibe-ul din și la 14 ani? Mi-e ciuda acum pe mine de pe era, de la 14 ani. Acum, băiatul meu, ia fii atent tu de la 16. Sigur o știi, dar nu poți să-mi țoară ca să nu râzi și tu. Ia fii atent. E poza aia în care stai așa? Aia, băiatul meu, să bă, vezi eu diferențe. Eram fan la band. Hai să vezi diferențe, la că nici gând de la la band când exista poza asta, ești nebun? Uite-te aici! 16 ani? Un fel de Liviu Cuță în mizerie, s-o caut să pui pe net, te rog frumos, că nu e o caut. Bine. Fii atent cum facem. Nu știu scorul. Nici eu. Că l-am pierdut. Te pup și îți mulțumesc te foarte mult. Te pup, fratele. Respect, da, subscribe la Mădălin acolo, Jonuțule. Nu uitați de follow, Mădălin Șerban, eu sunt Dorian, dar probabil îl aveți. V-am lăsat, ne vedem cu noi vloguri. Vă pupăm, aveți grijă de voi, hidratați-vă. Nu uitați să credeți în voi și în visele voastre. Vă pup. Pa! Dacă spui că mă iubești, de ce vii doar ca să pleci? Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20. Sărută tău pe piele. Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20. Așa că nu veni să pleci.